Românii au ajuns cu bine la Nebuc după un drum greu cu autocarul de la Krasnodar. Seara s-au relaxat la cină, iar în această dimineață au efectuat antrenamentul capitanului, unde au fost puse la punct ultimele detalii. La final, ruibiștii s-au adunat pentru poza de grup. Am ajuns bine aseară. Am avut azi dimineața un antrenament, pentru că a ieșit destul de bine. Ușor începem să ne revenim și până mâine la ora meciului vom fi 100%. Ruibiștii români sunt neînvinși de 4 ani în confruntările cu Rusia. Anul trecut, atât în Cupa Europeană, dar și la turneul IRB, victoria a revenit stejarilor, care au întreg lotul apt pentru duelul de mâine. Suntem foarte motivați pentru că de meciul ăsta depinde calificarea la Cupa Mondială.